premieră la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central, într-o zi importantă pentru poporul român. Sfințirea unei troițe ridicate în memoria militarilor căzuți la datorie pentru apărarea țării. Zâmbește semnul acestei sfinte cruci cu harul Sfântului Duh, prin slăbirea cu aceasta păsfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Troița realizată de meștere ai artei populare maramureșene este amplasată lângă biserica cu hramul Sfinții Pantelimon, Mina și Nectarie, din curtea Spitalului Militar. Reprezintă eroismul, reprezintă un omagiu adus tuturor militarilor căzuți pe câmpul de luptă, atât în teatrele de operații, cât și în timpul celorlalte războaie pe care le-am purtat. Reprezintă jertfa tuturor românilor. Ion Țiclea din Bârsana, județul Maramureș, este cel care a dorit ca pe 21 mai să aducă un omagiu celor care și-au dat viața pentru această țară. Am convenit să facem această lucrare în memoria ostașilor români căzuți la datorie și ca Dumnezeu Sfânt să ierte păcatele și pe noi să ne ție sănătoși și poporul român să fie sănătos. Acest moment trebuie să rămână cumva în istoria noastră, pentru că marchează îngemânarea a două simboluri importante pentru poporul român, a două instituții importante, armata și biserica. Sunt instituții în care noi avem încredere, există adânc înrădăcinate în memoria poporului nostru. Asemeni stejarului secular, care și-a înfipt profund rădăcinile în pământul nostru, crucea ridicată dintr-un singur trunchi de stejar în incinta Spitalului Universitar de Urgență Militar Central, va mărturisi peste veacuri despre jertfa militarilor români.